Clubul Copiilor Câmpul Lung a organizat cea de-a doua ediție a concursului județean Bunele Maniere, adolescenții și pregătirea lor pentru viață. 16 echipaje au luat startul în competiție în acest an cu 49 de elevi de gimnaziu și liceu. Concurenții au avut de parcurs două probe, una teoretică și una practică. Zi în care se desfășoară a doua ediție a concursului nostru județean Bunele Maniere, adolescenții și pregătirea lor pentru viață. Eu vă mulțumesc că ați ales să petreceți această zi de sâmbătă alături de noi. Mulțumesc de asemenea profesorilor coordonatori, evaluatorilor și, desigur, profesorilor asistenți care au răspuns astăzi prezent. Domnul profesor George Bănuță, inițiatorul acestui concurs, ne va da mai multe detalii despre probele acestea. Domnule profesor! Bine ați venit! Probe. Teorie o oră, practică în jur de o oră și la gimnaziu și la liceu. Eu vă zic bine ați venit și vă mulțumesc din suflet că ați acceptat această provocare, pentru că voi v-ați pregătit pentru acest concurs, de fapt v-ați pregătit pentru viață, așa că nimeni nu va pierde astăzi, toți veți câștiga, rămâneți cu o experiență de neuitat. Vă prezint câștigătorii de anul trecut, echipa clasată pe locul 1, Clubul Copiilor Câmpul Lung. Am aici două reprezentante dintre cele trei, Alexia Petrescu, Diana Oaghea și lipsește cea de-a treia, cea din mijloc de aici, Ioana Tuțu, dar ea nu mai are timp să vină să fie alături de noi, pentru că este cea care a câștigat Olimpiada Națională de Franceză și locul 1 și 2 internațional pe aceeași disciplină. La proba teoretică, elevii au avut de parcurs în decurs de o oră subiecte tip grilă. Proba practică a constat în rezolvarea unor situații de viață, apelând la bunele maniere. Dintre rândurile orizontale, hainele mulate și curte. Și culoarea negru sau da? Nu, culoarea negru ar trebui să poarte. S-o poarte, nu s-o evite. Așa, și modelele foarte stringente. O doamnă poate purta cine trei? Cine sunt trei? O doamnă poate purta o fostă scurtă și pedenteu. Poate purta, dar nu mai este absolut deloc doamnă, nu este manierat acest lucru. Deci se poartă pentru o doamnă, domnișoară, manierată, fostă scurtă și decolteu? Nu, niciodată. Ori? Ori, niciodată și spre noi care am venit la ziua ta. Colegia este mama mea, Stefania, și ea este prietenul meu, dar... Mi-a plăcut cum ai schimbat sexul. Da. Aplaudați-l și lăn. Juriul a deliberat, iar la secțiunea liceu locul întâi a fost ocupat de Clubul Copiilor Câmpul Lung, secundat de echipajul Colegiului Național din Icugolescu. Locul 3 a fost ocupat de Liceul Teoretic Iulia Zamfirescu din Mioveni, iar mențiunea a obținut echipajul 2 al Colegiului Național din Icugolescu. La secțiunea gimnaziu, pe locul întâi s-a clasat tot echipajul Clubului Copiilor Câmpul Lung, urma de Școala Gimnazială Nanu Mușcel și echipajul 2 al Clubului Copiilor Câmpul Lung. Școala Gimnazială Oprea Iorgulescu a obținut mențiune.